Deșteptarea. Oamenii de știință care, uite, au investigat la modul cel mai serios compatibilitatea dată de semnele zodiacului. Iar concluzia a fost că sunteți pregătiți pentru concluzia asta dureroasă? Adică ce au verificat, dacă zodiacul el e pe bune? Dacă zodiacul este pe bune, știi, înainte de căsătorie sau înainte sau după ce cunoști pe cineva, de obicei te interesezi despre zodie. A, ce zodie ești tu? Da, să vedem cum ne potrivim. Zodia Pești. Tu ești zodia Pești, da? Așa. În ce zodie ești? Fecioară. Și unii dintre noi se duc după aia la horoscop și se uită așa la compatibilitatea dintre Pești și Fecioare și scrie acolo: o să supraviețuiți 30 de zile. Să vă meargă bine, ne mai pomeniți. Următoarea lună, vai de tine și de tine te mănâncă Fecioara. Dar eu m-am uitat la zodii și scrie bine acolo, știi, că mă uitam așa să văd dacă mi se potrivește ce scrie, dar mi se cam potrivește. Depinde și cine scrie. Contează foarte mult, nu? Da, adică și trebuie să fie bun la... Da, cel care face horoscopul sau cea care face horoscopul. Am înțeles. Da, da. Vrei să spun ce au zis oamenii de știință? Da. N-au găsit nicio legătură între compatibilitățile zodiilor și viața reală. Na. Adică cum nu e bun zodiacul? Au fost analizate, atenție, nu 200, nu 2 milioane, 20 de milioane de persoane din Marea Britanie, toate căsătorite. Da. Este un studiu derulat în 2007 la Universitatea din Manchester. A fost cel mai mare studiu care a avut punct de pornire astrologia. Și oamenii de știință, ca și noi de altfel, s-au așteptat să vadă în viața reală măcar câteva dintre dictoanele în ceea ce privește astrologia, dar nu a fost deloc așa. Și au fost nevoiți să concluzioneze că astrologia, atenție, are zero efect în alegerea partenerului de viață. Pam, pam. Adică dacă v-ați uitat în horoscop înainte să o luați, să vă căsătoriți, v-ați uitat degeaba. Și dacă vă uitați în horoscop din când în când, zice studiul ăsta... Deci câți ani au făcut un studiu ăsta? Din 2007 până la 2007 la Universitatea din Manchester a avut loc și concluzia a fost ceva de genul: nu e nimic acolo, singura stea care ne influențează este soarele, și asta pentru că ne ține în viață, nu pentru că ar avea vreo legătură cu partenerul, partenera. Ce zici de treaba asta? Da, nu-mi vine a crede. Toată lumea se uită în horoscop, toată lumea a analizat. Ia uite, iubita, ce bine suntem, o să meargă aici, scrie că gemenii cu berbecul, cazul meu... E cruntă știrea asta, cruntă. Dărâmă mii de ani de mituri. Da. Mai nu știu ce o să mai facă doamna Urania la televizor. Știi că și domnul Pleșu făcea horoscop la un moment dat, mi-a zis în interviu. Domnul Pleșu? Domnul Pleșu se cunoaște bine cu doamna Urania, că au fost colegi de facultate la un moment dat. Aha. Și domnul Pleșu a avut pasiunea asta să facă horoscop și avea tot felul de scheme cu horoscopul, cu nu știu ce. Acum că-mi zici drama asta... Parcă nu-ți mai bine s-a ascuns horoscopul, nu? Da, adică... cum da? Oameni, miliarde de oameni de pe planeta asta care își încep ziua citind acolo și acum vin niște oameni de știință să le spună chestia asta? Eu parcă tot în ascultătorii, nu știu, aș avea mai multă încredere și din experiențele lor aș vrea să-i întreb dacă ei cred că a avut vreo legătură zodiacul în găsirea partenerului sau în compatibilitatea cu soțul, cu soția, cu prietenul, cu prietena. Adică v-ați uitat în zodiac când... sau v-ați făcut horoscopul când v-ați întâlnit partenerul? Sau vi-l mai faceți din când în când? Sau l-ați ales pe bază de zodiac? Adică, nu știu, poate aveați doi pretendenți și a zis pe ăla nu l-aleg că e leu și pe ăla l-aleg că e scorpion. Nu cred așa. Și eu cu scorpionul sigur mă voi înțelege mult mai bine. Asta nu există. Deci eu pot să cred că dacă te uiți la un om și zici, băi, asta e un pic să mă uit și la horoscop să vedem dacă îl iau pe ăsta sau îl iau pe ăla. Nu cred, aici sufletul vorbește. Păi și dacă sufletul vorbește în mod egal, ce faci? Trebuie să diferențiezi cumva și atunci te uiți în horoscop. Scrieți-ne la 0728 111 222 sau 0728 3D1 3D2. Dacă consultați horoscopul în cuplu, vă ajută la relația de cuplu, v-a unit, vi se potrivește cum zice la horoscop sau ați trecut dincolo de chestiunea asta? Sau e așa cum spun oamenii de știință din Marea Britanie, nu e nimic acolo. Bine, sunt oamenii de știință din Marea Britanie. Au spus ei multe vrute și nevrute în istoria asta. Acum s-au luat de horoscop. Însă așteptăm mesajele voastre. Contează sau nu contează zodia în care este ea, în care este el? A contat în relația voastră? Știi că eu mă uit pe un cont de Instagram care are oarește legături cu horoscopul. Îi zice Mercur retrograd. E, dar
E scris Fanny. Ce surpriză. Da, cine? Și tu te uiți, a? Nu, ce surpriză în denumire. Adică dacă nu aud expresia asta și denumirea asta de Mercur retrograd în toate, când nu-ți merge ceva bine, e clar de ce. Azi are o întrebare. Cât de complicată este mintea ta în funcție de zodie? Și la berbec zice așa: mai agitată decât și-ar dori cei din jurul tău și mai fixistă decât îți dai seama. Pare că vorbește cu o femeie. Dar în general conexiunile sunt într-o logică directă. Nu-ți place să te ascunzi, nu-ți place să mimezi, de unde și tendința altora de a crede că ești destul de basic sau că nu le gândești foarte mult înainte. Mintea ta are nevoie de liniște din când în când. Bam! Și acum vine un cercetător englez și zice: hai, la revedere! Puteai să-mi zici și mie la pește, scrie acolo, că ai început cu berbecul. Peștii întotdeauna sunt ultimii, nu-i bagă nimeni seama. Nu, e cumva, aici e o șmecherie, că vezi câteva poze și pe aia trebuie să intri pe cont. Atunci lasă. Uite, să caut. Aurelian din Râmnicu Vâlcea: eu nu cred o iotă din ce se spune la horoscop, niciodată nu mi-am ales partenera sau iubita după horoscop. Aurelian, și ți-a fost bine? Când am cunoscut viitoarea nevastă, cu care sunt de vreo 42 de ani, nici nu știam ce e la horoscop. Emanuel din Timișoara. Dar chiar înainte de 89 era horoscop? Da, era, păi nu zisei de domnul Pleșu, doar că nu era la vremea aceea. Dar, era, nu era la televizor în sensul ăsta. Da, nu era, da, exact. Era așa, între oameni te duceai la horoscopism, mai venea securitatea, spunea că ai treburi din astea. Eu mi-aduc aminte că înainte de 89 se obișnuia să te duci să-ți citească în cafea. Da, nu că mă duceam eu, dar vedeam rudele. Stai să-l vezi pe Cristi din Mediaș. Cristi, oare să dau mesajul ăsta? Mă, te aude doamna, nu te aude doamna, acum o să vedem ce... Nici nu știu dacă e de bine sau de rău ce zice. E aici periculoasă discuția asta, n-am. Da, eu când m-am căsătorit, zice Cristi, nu am uitat la horoscop. M-am uitat în decolteu. Bă, cum ți-ai așternut așa, mănânci, ce treaba ta astăzi, Cristi din Mediaș. Și ce era balanță, gemeni. Adică, zine și nouă că ne-ai făcut curioși. Ce ai văzut în decolteu ăla? Ce zodie? Da. Leu? Da, da. Spune că Taurul și Curacul sunt cele mai compatibile zodii. Uite că s-a putut divorța într-o asemenea combinație de zodii totuși. Așa că sunt pur și simplu niște hobby-uri astea. Nu știu ce să le spun, cum să le numesc. Ei, vezi, uite, opa, hai să mai ascultăm puțin începutul. Deci, ia. Spune că Taurul și Curacul sunt cele mai... Taur și Rac ar fi cele mai compatibile zodii. Ascultătorul nostru a avut experiența unui divorț, deși îndeplinea aceste condiții. Mai contează și ascendentul. E o întreagă discuție. Aici cu ascendentul izar de fugă, cum s-ar spune. Adică, dacă nu se potrivesc lucrurile... Spune, bă, dar te-ai uitat la ascendent? Chivuța din Caracal zice: la început eram încântată de compatibilitatea puternică dintre noi. Eu leoaică, el berbec. În timpul celor 27 de ani de căsnicie am înțeles că nu compatibilitatea contează, ci principiile pe care se construiește relația. Și soțul ce zice? Că doamna poate a înțeles treaba asta, dar soțul o fi măcinat. Da. Ronțăit așa, încet, dar sigur, de o leoaică, știi? Bună dimineața! În legătură cu compatibilitatea dintre mine și soțul meu, eu scorpion, el săgetător, nu a contat deloc, deși suntem bunici de un an, însă am constatat pe pielea mea că scorpionul nu reușește niciodată din prima. A doua oară e cu succes. Da? Nu știu, la mine mă gândeam, soția mea e foarte hotărât, așa, spre deosebire de mine, știi? Și pe aia m-am gândit, eu fiind geamăn, așa, am zis, bă, eu am capacitatea de a aborda lucrurile din diverse unghiuri, că suntem doi, nu? Adică... Așa se spune, da. Natură duală. Și atunci, uite, sunt perfect adaptat la chestiunea asta. Mă bucur. Mă gândesc așa, bine, acum... Te-ai uitat în horoscop, recunoaște. E, cum să nu, măi? Da. Deci am studiat de mai cărțiu, dar nu înainte de, că nu m-am căsătorit așa, dar pe parcurs am nimerit și eu un cărțiu din ăsta și am zis, băia, să ne uităm și noi să vedem ce și cum. Dar cum? Dar e om pe lumea asta care nu s-a uitat? Deci la colonia civilă ție ți-a citit din horoscop, nu din... Hai să mai ascultăm un mesaj și ne întoarcem și cu altele. Bună dimineața! Dimineața! Normal că este o prostie, eu cred ce spun oamenii de știință. Și mă gândesc la cei care s-au căsătorit înainte de 1989, când nu erau horoscope, nu erau analize, cine, ce și cum. Era ghicit un cafea? Nu, cred că horoscopul nu are chiar nicio legătură. Mama, eu cred că putem să facem... Salutare, cred că putem să facem o dezbatere națională. Eu cred că sunt sute, milioane de cazuri de oameni care se așează bine pe horoscop. Deșteptarea